Deschidem Biblia la epistola scrisă de Iacov, capitolul 3. Aș dori să citeți de acolo primele 12 versete. Iacov, capitolul 3, primele 12 versete, unde Biblia spune în felul următor: Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire. Este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor friul în gură, ca să ne asculte, le cărmuim tot trupul. Iată și corăbile, cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cărmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa, și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târtoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenez, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm oameni pe oameni care sunt făcuți după asemenarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, spunea Iacov, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine, nici apa sărată nu poate da apă dulce. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. În această seară, frați și surori, alăturându-ne cântării de laudă, a rugăciunilor, a ceea ce deja s-a spus aici, vreau să spun din toată inima slăvit să fie Domnul. Mă bucur să fiu în casa Domnului, mă bucur să fiu împreună cu fiecare dintre voi, și aș dori să vă provoc în această seară. Am citit un text care în el însuși conține niște afirmații suficient de directe, sau așa cum îmi place să spun de multe ori cu subiect și predicat, înainte de a vorbi din acest text chiar, Biblia este atât de explicită. Vreau să continui să vorbim despre modelarea caracterului. Și știu că mulți dintre voi ați fost prezenți și știți că dezideratul bisericii noastre în acest an este maturizare spirituală, este creștere. Învățăm ceea ce învățăm, parcurgem scriptura în modul în care o parcurgem, cu scopul de a ne maturiza din punct de vedere spiritual, adică de a crește în cunoașterea Domnului Isus Hristos. Și aceasta este cererea lui Dumnezeu și este obligația noastră a fiecăruia. Maturitatea spirituală nu este o opțiune interesantă a Bibliei, ci este o poruncă a Domnului. De aceea, dragii mei, aș dori să privim în seara aceasta aspectul vorbirii. Pentru că unul dintre modurile foarte clare prin care Dumnezeu ne modelează caracterul, este prin a ne învăța să ne controlăm limba. Și știu că la acest subiect, noi, românii, suntem cap de listă pentru că ne tragem din latini și latinilor le place să vorbească. Noi ne place să vorbim. Statistic, cineva care vorbește rostește undeva în jur de 150 de cuvinte pe minut. La sfârșitul acestei predici. Eu voi fi rostit undeva în jur de 6-7 mii de cuvinte. Se spune că bărbații vorbesc în jur de 35-40 de mii de cuvinte pe zi, iar femeile uh, vorbesc undeva în jur de 70-78 de mii de cuvinte pe zi. Acesta este doar, asta este doar o statistică. Depinde foarte mult cât vorbești, în ce context vorbești, dar gândiți-vă doar așa, lăsând la o parte poate cifrele foarte precise, pentru că nu ăsta este scopul pentru care vi le-am spus. rostind o aproximativ într-o într conversație normală, 150 de, de cuvinte pe minut, înmulțiți asta cu timpul pe care îl petreceți vorbind în fiecare zi, înmulțit fiecare zi cu numărul zilelor dintr-o săptămână, apoi dintr-o lună și apoi dintr-un an și apoi cu anii pe care i-am trăit și vom vedea că la sfârșit cifra la care ajungem este una foarte mare. Asta în contextul în care spune Domnul Iisus că într-o zi, într-o zi, vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit cât timp am fost în trupul nostru. De aceea, dragii mei frați, stimate surori, dragi tineri, haideți să vedem cum folosește Dumnezeu modelarea sau cum folosește Dumnezeu aspectul vorbirii noastre și mai bine spus al controlului vorbirii noastre, pentru că la asta suntem chemați, să ne stăpânim vorbirea ca să ne modeleze caracterul. Observați că acest subiect, eu cred că ar trebui să ne, ne preocupe pe fiecare dintre noi, pentru că, repet, suntem oameni și ne place să vorbim și e bine să o facem. Însă Iacov are câteva lucruri foarte interesante de spus. Spun teologii că cartea lui Iacov este un fel de carte a proverbelor, anului Testament. Interesant e că dacă veți citi proverbele Vechiului Testament, sunt numai puțin de 90 de proverbe care adresează subiectul vorbirii. Cât să vorbești, cum să vorbești, în ce context să vorbești, da? Foarte mult se vorbește despre vorbire. De ce? Pentru că pentru Dumnezeu e important cât vorbim, ce vorbim, cum vorbim și o serie de detalii de felul acesta. Pavel ne spune că pentru a-L slăvi pe Dumnezeu trebuie să trăim frumos în trupurile noastre, iar trăirea frumos în trupul nostru, spune Iacov, că începe cu uh, controlul limbii. Cuvintele pe care le rostim sunt sursa multor lucruri bune sau sursa multor lucruri rele din viața noastră. Uh, de ce uh, e foarte important Vorbim. Cuvintele pe care le spunem contează și influențează. Vă rog să nu trăiți cu impresia că dacă spuneți ceva, lucrurile doar dispar, undeva neant, undeva necunoscut și nimeni nu o să-și aducă aminte. Ceea ce spunem noi cântărește de multe ori greu, ceea ce spunem noi de multe ori are consecințe. Și mă rog din toată inima ca tot ceea ce spunem noi, ca și copiii Domnului, ca și credincioși, să fie întotdeauna adres cu sare, ca să aducă viață, ca să aducă zidire, ridicare și îmbărbătare celor ce ne ascultă. E așa de trist, e așa de rău când oamenii vorbesc lucruri inutile, nu vorbesc lucruri inutile. Nu e așa că nu vă place să stați de vorbă cu cineva care, a cărui gură merge constant. E foarte greu să ai o conversație cu cineva care vorbește non-stop. Dar cât de mult din ceea ce spunem noi are valoare, cât de mult din ceea ce spunem noi contează, cât de mult din ceea ce spunem noi face bine, și la fel de adevărat trebuie spus, cât de mult din ceea ce spunem noi poate face rău celor ce ne aud. Pavel, ascultați, gândindu-se, cred, la aceste lucruri, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune în Efesen capitolul 4, cu versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Nu la supărare, nu la frustrare, nu la uh, limita răbdării, niciun cuvânt rău stricat, să nu vă iasă din gură, ce ci ascultați, Ciunul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har ceror. Important ce spunem, e foarte important ceea ce spunem. Vorbirea noastră, fie că vorbim despre alții sau vorbim pentru alții, fie va dărâma, fie va zidi. Vorbirea noastră, fie va strica mintea ascultătorilor, fie le va da har, așa spune Pavel. Așa putere au cuvintele noastre. Dacă eu vorbesc pe cineva de rău, îl dărâm pe cel ce mă ascultă și îi stric mintea. Dacă mă plâng de circumstanțele dificile ale vieții, contest suveranitatea și bunătatea lui Dumnezeu, dar îl și ispitesc pe cel care mă aude ca să facă și el la fel. Iar un astfel de păcat produce multe lucruri negative în viața oamenilor. Sunt unii care astăzi trăiesc o viață de înfrângere, Uh, sunt mereu triști, apăsați. Știți de ce? Pentru că în mod constant li s-au spus lucruri rele și au fost apăsați prin cuvinte. Vom, vom studia cu ajutorul Domnului acest pasaj în seara aceasta. Se spune că într-un sat undeva în India a fost o femeie care a vorbit de rău pe cineva din satul respectiv, multă vreme. Am prășiat cuvinte uh, nepotrivite la adresa unei familii, până într-o zi când a aflat că ceea ce spunea ea de fapt de multă vreme nu era adevărat. Disperată de răul pe care l-a produs, s-a dus la bătrânul satului și l-a întrebat cum aș putea să rezolv, să repar greșeala mea. Am vorbit de rău acești oameni atâta vreme și acum îmi dau seama că tot ce am spus eu a fost greșit. Dă-mi o soluție, tu ești un om înțelept, dăm ceva de făcut ca să pot să repar răul meu. Și bătrânul i-a spus, du-te acasă, taie câteva găini, umple un sac cu penele lor și vine înapoi la mine. Dar în timp ce vii, împrăștie penele acelea pe drum și când ai ajuns la mine o să-ți spun ce ai de făcut. Zici și făcut, cu dorința aprinsă să se rezolve problema, pentru că a apăsa conștiința, femeia a făcut în tocmai cum mi se spuse, s-a ajuns din nou la, la uh, casa acestui bătrân, ce bătrânul i-a spus, acum te duci și aduni toate penele pe care le-ai împrăștiat. Și mai disperată, femeia a spus, dar cum? le-au luat vântul, le-am prăștiat și mai mult. I-a spus omul înțelept, cam asta se întâmplă și cu cuvintele tale. Odată ce le-ai spus, sunt spuse. Sunt aici să vă spun că nimeni n-a murit ca tăcut. Dar sunt mulți care au murit pentru că n-au putut să tacă. Așa că în seara asta, haideți să ne uităm în Scriptură. Am patru lucruri la care vreau să mă opresc. Din acest pasaj sunt mult mai multe lucruri, e un pasaj extraordinar. Dar aș vrea să ne oprim la primele două versete, pentru că de acolo vreau să extragem un prim principiu. Ascultați ce spune Iacov scriind pisericii, scriind une nou. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Pavel folosește, Iacov folosește aici pluralul, vorbind despre sine și cei care vorbesc altora cu scopul de a învăța. Și ascultați versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Reflectați, vă rog, o secundă la acest verset. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu toate pornirile lui. Primul lucru la care vreau să mă opresc. Și cred că un lucru pe care ar trebui să-l învățăm cu toții, deși poate cineva va spune, dar eu nu sunt învățător, eu nu învăț pe alții, prin ceea ce spui, prin modul în care te raportezi la cei din jurul tău, inclusiv la cei din familia ta, de multe ori devii învățător. Iacov nu se identifică pe sine însuși ca fiind doar învățător, ci spune să nu fim mulți învățători. Într-un fel sau altul îți înveți copiii și e bine să o faci, să înveți lucruri bune. Într-un fel sau altul îi înveți pe cei din jurul tău, prin atitudinea ta, prin modul tău de raportare, prin cuvintele tale, devii un învățător. Poate nu te-ai gândit niciodată la aceasta, dar ceea ce spui tu este ca și un profesor care își predă lecția sau seminarul studenților. Așadar, extrag un prim principiu de aici, vreau să vi-l împărtășesc și vouă, și anume, cuvintele pe care le rostești cu autoritate te obligă întotdeauna la responsabilitate. Adică, atunci când ai autoritate, și sunt mulți care vorbesc cu autoritate, trebuie să fii conștient că autoritatea ta în ceea ce spui vine întotdeauna la pachet cu o mare responsabilitate pentru ceea ce spui. Cu alte cuvinte, zice Iacov, fraților, să nu fiți mulți învățători, nu spune să nu existe învățători, ci spune că cei ce sunt învățători au o responsabilitate sporită. Autoritatea a ceea ce spui, autoritatea cu care îi înveți pe oameni, autoritatea cu care le formezi viața, gândirea, principiile, vine la pachet cu o responsabilitate uriașă din partea lui Dumnezeu. Ce înseamnă că atunci când vorbești cu autoritate, și să știți că vorbim cu autoritate de mai multe ori decât credem în viață, când ești la tine în casă, Mamă și tată, vorbești copiilor tăi cu autoritate. Pentru că ai autoritatea primită de la Dumnezeu. Ești părinte, Dumnezeu ți-a dat autoritate. Pe atunci, autoritatea aceasta, în momentul în care ți-o exerciți față de cei din casa ta, această autoritate te obligă pe tine să fii responsabil. Nu poți să rostești niște cuvinte ca mai apoi viața ta să dovedească că ceea ce ai spus nu e adevărat. Ce înseamnă cuvinte rostite cu autoritate, dar întotdeauna încărcate de responsabilitate? Înseamnă că indiferent de cât de mult te ispitește ideea, n-ai voie să spui tot ce trece prin cap. Un om înțelept nu spune tot ce trece prin cap. Ideal este să-ți treacă prin cap lucruri bune. Dar în mintea noastră se învâr, se învălmășesc multe lucruri. Dar oricât te ispitește ideea, nu poți spune orice. Învățătura pe care o dai altora trebuie întotdeauna să fie la pachet cu responsabilitatea ta ca și om. Că vorbești cu familia ta, cu copiii tăi, cu cei din biserică, cu frați, cu surori, că dai un sfat cuiva mai tânăr, că vorbești cu cineva mai în vârstă decât tine, oricât de mult te ispitește ideea, nu te frâu liber gurii tale. De ce? Pentru că învățătorii, adică atunci când tu transmiți o idee cu dorința de a învăța pe cineva, când transmiți o idee și dorești ca cineva să o asimileze, fii responsabil de ceea ce îi spui. Când vorbești cu cineva din Biserică, care te întreabă un lucru serios, răspunde serios. Nu-i turui tot ce trece prin cap. Da? Pentru că autoritatea pe, eh, autoritatea pe care o ai când spui, vine la pachet cu responsabilitatea ta pentru ceea ce spui. Indiferent de cât de mult te ispitește ideea. Nu poți spune orice doi, indiferent de cât de mult ești tentat să vorbești, uneori e mai bine să taci. A trăit sentimentul când. Tăcerea a fost mai importantă decât orice alt lucru. Știu că impulsul nostru e să vorbim. Uneori nu ne înțelegem într-o conversație. Știți de ce? Când timp ce dumneavoastră vorbiți, eu nu mă gândesc la ceea ce spuneți, ci mă gândesc la ceea ce vreau să răspund. Și atunci se rupe conversația. E foarte rău când stai de vorbă cu cineva și îți dai seama că te aude, dar nu te ascultă. Cum zicea cineva, intră pe aici și ia să dincolo. Oricât de mult ești tentat, uneori să vorbești. Spune Iacov, ne învață în acest principiu. Dacă îți controlezi vorbirea, îți stăpânești trupul. Cine, ascultați versetul 2, vi-l citesc, toți greșim în multe feluri. Aici e absolut adevărat ce spune Iacov. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Indiferent de cât de mult te tentează ideea de a vorbi, nu vreau neapărat să vă dau un sfat, dar e mai bine uneori să-ți muști limba. Nu neapărat la propriu. Că după aia te trezești cu alte probleme, dar uneori e bine să taci. De ce? Pentru că uh, uneori cuvintele noastre vorbesc mai mult decât am vrea să transmitem. Nu uitați, orice rostești cu autoritate trebuie să fie sprijinit de responsabilitate. Cuvintele tale vor avea autoritate în măsura în care tu îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce spui. Știți că e foarte, foarte, foarte trist. Că de multe ori, când spunem ce nu trebuie, nu mai avem curajul de a ne asuma ceea ce spunem. Eu cred că, ca și copiii lui Dumnezeu, autoritatea cu care spunem ceva trebuie să fie întotdeauna împreună cu responsabilitatea. De ce? Pentru că oricât de mult te ispitește ideea de a vorbi, nu poți spune orice, oricât de mult ești tentat să vorbești uneori e bine să taci și mai e ceva. Ce este un, un lucru foarte, foarte, foarte simplu și practic, a spune, indiferent de cât ești de sigur pe tine. Gândește înainte de a vorbi. De multe ori, Ajungi în situația să spui cuvinte, să arunci anumite replici fără să le fi gândit. Chiar dacă ești sigur pe tine, n-ați trăit niciodată la școli, poate la facultate, sentimentul că atunci când a apărut întrebarea, când subiectul la care ai fost expus îți era atât de familiar și puteai să dai răspunsul cu ochii închiși, cum se spune. Era acolo undeva în enunțul problemei sau în enunțul întrebării ceva care ar fi fost bine să fie gândit mai profund. Ai sărit cu răspunsul și răspunsul a fost greșit. De multe ori, indiferent cât ești de sigur pe tine, e important ca înainte să deschizi gura, să lași ca ceea ce a pus Dumnezeu aici în noi, inteligență, rațiune, simț, să proceseze. Doamne, ajută-ne la acest lucru. De ce? De ce? Pentru că zice Iacov: toți greșim în multe feluri, în acțiunile noastre, în intențiile noastre, în încercările noastre, dar dacă nu greșim în vorbire, zice Iacov: suntem desăvârșiți. Deci, cuvintele pe care le rostești cu autoritate te obligă întotdeauna la responsabilitate. Al doilea principiu, vă citesc versetele 3 și 4. De pildă, e foarte interesant că Iacob folosește niște exemple din viața de zi cu zi pe care cititorul cu siguranță putea să le înțeleagă. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Versetul 4. Iată și corăbile cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Știți care e principiul pe care cred că Iacov îl adresează pisericii de atunci, cititorilor de atunci și ni-l adresează nouă? E un principiu foarte simplu, dar de egală valoare cu uh, autoritatea și responsabilitatea, așa nume? Aș vrea să reținem, nu pentru că vi-l spun eu, e scris în Biblie, cuvintele tale arată dacă îți stăpânești limba sau dacă te stăpânește ea pe tine. Ăsta este principiul. Calul, gândiți-vă la acest animal așa de frumos, nobil, și urcă pe el un călăreț, un cal de greutate medie, deci are undeva între 500 și 700-800 de kilograme și urcă pe el un călăreț, care are preferabil 10% din greutatea calului. Și acest animal masiv, cu multă forță, cu multă energie, este strunit cu o bucățică de metal care îi se pune în gură și pe care o direcționează cel din șah. Calul are multă energie, are multă putere și totuși, spune Iacov, frâul din gura lui îl face să fie ușor de manevrat. Dacă călărețul trage spre stânga puțin, calul ascultă. Dacă trage spre dreapta, calul ascultă. Și apoi spune Iacov, continuând principiul, un vapor, o corabie, oricât de mare este ea, Oricât de puternică este ea, oricât tonaj are, stă într-o singură cârmă care îi dă direcția. Cuvintele tale, cuvintele mele, cuvintele noastre, arată dacă noi ne stăpânim limba sau dacă limba ne stăpânește pe noi. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte ceea ce spunem are puterea de a influența direcția în care merge viața ta. Și a celor din jurul tău. Uh, și ceea ce spunem noi poate, într-o măsură destul de mare, să definească uh, viața noastră, să o ducă într-o direcție bună sau uh, mai puțin bună. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc despre una dintre doctrinele foarte populare și în afara Bibliei, care în vremea noastră se predică, și anume Proclamarea. Proclam nu știu ce și se întâmplă. Nu, nu. Nu vorbesc despre asta. Vorbesc doar despre faptul că ceea ce spunem noi dă o direcție vieții noastre. Adică, haideți mai simplu, în ce, în ce direcție merge viața ta astăzi? Ceea ce spui cu limba va fi o direcție, ceea ce, ce rostești cu gura și ceea ce spui cu cuvintele tale arată fie că viața ta merge într-o direcție bună sau mai puțin bună. Uh, unde vei fi peste 10 ani? De astăzi înainte uh, Uită-te la conversațiile tale Știți că de multe ori conversațiile noastre Arată direcția în care merge viața noastră Despre ce ne place să vorbim Într-o măsură mai mare sau mai mică Definește lucrurile pe care vrem să le facem în viața noastră Știți de ce spune apoi Biblia Vorbiți între voi cum? Cu ce? cu psalmi, cu cântări de laudă. De ce spune oare asta? Asta înseamnă că atunci când eu mă întâlnesc cu cineva, trebuie să recit neapărat din psalmi. Trebuie neapărat să cântăm o cântare, e bun și dacă o facem. Principiul este altul. Vorbiți între voi cu și despre lucruri care duc într-o direcție bună. Știți că nouă ne place să vorbim despre lucrurile în care găsim plăcere. Vorbim de multe ori între noi ca și credincioși și din păcate, în discuțiile noastre nu își găsește loc și Domnul. Vorbim despre vreme, despre sport, despre eu știu ce lucruri. Nu spun să nu vorbiți despre să fiți foarte dogmatici, Nu despre un anumit lucru, dar principiul este lucrurile în care găsești plăcere sunt lucrurile despre care vorbești. Lucrurile despre care vorbești vor da o direcție bună sau mai puțin bună vieții tale. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicesc. De ce? Pentru că atunci când vorbești despre lucruri care dau o direcție bună vieții tale, viața ta este pe un făgaș bun. Cuvintele tale, să nu uităm, arată dacă noi ne stăpânim limba sau dacă limba ne stăpânește pe noi. Controlul limbii duce la controlul acțiunilor. Repet cele două versete. Dacă punem cailor friul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Corăbile, vapoarele, orice, uh, oricât de mare ar fi ele, au o cârmă mică. Și această cârmă este în mâna unui om. Principiul este simplu. Controlul limbii aduce controlul acțiunilor, controlul atitudinilor, controlul vieții noastre. De aceea, în seara asta, mă întreb și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, în ceea ce vorbim, se vede că noi ne stăpânim limba sau că limba ne stăpânește pe noi. Doamne, ajută-ne ca în tot ceea ce spunem să aducem zidire, ca în tot ceea ce spunem să aducem mângâiere, ca în tot ceea ce spunem să aducem ridicare, ca în tot ceea ce spunem Dumnezeu să fie proslăvit. M am gândit de multe ori și trebuie să vă spun, oarecum ar fi dacă Dumnezeu ar îngădui ca tot ce am vorbit noi săptămâna trecută să fie așa uh, proiectat în auzul tuturor, să zicem celor ce suntem aici. Aș putea să stau în fața voastră și să ascult ceea ce am spus eu toată săptămâna până astăzi și fiecare dintre voi, frați, surori, tineri și mai puțin tineri, să stați să ascultați conversațiile mele, gândurile mele pe care le-am împărtășit cu alții, poate bucuriile mele, poate eșecurile mele, poate frustrările mele, poate momentele în care am fost nesigur, poate momentele în care m-am îndoit de ce a spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că Dumnezeu ne modelează caracterul învățându-ne să ne controlăm vorbirea. Da? Ce este important de reținut. Deci, cuvintele pe care le rostim cu autoritate ne cheamă și ne responsabilizează înaintea lui Dumnezeu. Doi: Cuvintele pe care le rostim arată dacă noi suntem stăpâni pe limba noastră, sau limba noastră ne stăpânește pe noi. Doamne, ajută-ne să ne putem stăpâni limba, iar atunci când vorbim, să folosim fiecare cuvânt care să aducă slavă lui Dumnezeu și zidire și uh, să-L onoreze pe Dumnezeu în fața celor cărora le vorbim. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Al treilea lucru, da? Versetele 5 și 6. Continuia, că o spunând așa, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Și acum, ascultați, limba este și ea un foc. Și aici, versetul 6 este un verset foarte, foarte direct. Spune Iacov: Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul. Și mai departe, și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei, mi-e greu să citesc cuvintele acestea. Trebuie să fiu onest cu voi. Mi-e greu să le citesc. Așa spuse cu subiect și predicat. Extrag un al treilea principiu pe care vreau să vi-l împărtășesc și să îl învățăm în această seară. Și acest principiu cred că ne privește absolut pe fiecare dintre noi, că poate cineva va zice, frate, eu nu sunt învățător, nu predic, nu stau la învon, poate, da, nu rostesc cuvinte cu atâta autoritate, poate cineva va spune, eu reușesc să-mi țin limba sub control. Nu cred că mă controlează, poate atunci când mă pierd și sunt stresat, și nu mai știu ce să, să spun când s-a întâmplat ceva în viața mea. Dar aceste două versete mă duc la un principiu pe care aș vrea să vi-l spun și să zăbovim câteva minute în jurul lui, și anume: Cuvintele noastre, cuvintele tale, cuvintele mele pot aduce speranță sau pot produce suferință. Și vreau să mă opresc la acest gând. Ceea ce spunem noi poate să aducă speranță. Dar poate să producă suferință. Fie ceea ce spui ridică, fie rănește. Mă întreb, și vă întreb și pe voi: câte din cuvintele pe care le-am rostit eu au fost ridicare, și câte dintre cuvintele poate rostite nesăbuit, au rănit pe cineva? Vă rog din suflet, frații mei, să fim atenți la ce spunem uneori, când nu avem nimic de spus, nu este nicio problemă dacă nu spunem nimic. Dar gândește-te înainte de a rosti un cuvânt. Ridici cu el sau rănești cu el. Produci speranță sau produci suferință. Știți că asta se întâmplă în fiecare zi. Știți câți oameni umblă cu capul plecat, pentru că li s-a spus mereu, li s-au spus mereu cuvinte de ocară. Prin ceea ce faci cu limba ta, poți să ridici pe cei din jurul tău sau poți să dărâm pe cei din jurul tău. De ce? Haideți să vă dau câteva exemple, dacă îmi permiteți. Cuvintele noastre pot aduce lumină în întunericul altora. Și aici vreau să fim foarte practici în lumea în care trăim, lumea de fapt în care trăim, se zbate într-un întuneric fără precedent. De fapt, știți ce zice Biblia? Toată lumea zace în ce? În ce rău. Afirmația Bibliei este că lumea zace în întuneric. Dragii mei, cred din toată inima că noi suntem chemați să fim lumina lumii. Suntem chemați să fim sarea pământului. Suntem chemați să aducem lumină acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Suntem chemați să dăm gust locului unde ne-a așezat Dumnezeu. Câți din jurul tău pe care îi poți gândi în momentul ăsta, la care te poți gândi, umblă în întuneric, poate colegii tăi de lucru, poate colegii tăi studenți de la facultate, poate colegii tăi de la liceu. Ei, le vezi viața și îți dai seama că viața lor este obeznă, brâșbăie. Nu înțeleg. Cât de frumos și de bine ar fi, ca ceea ce spunem noi, să aducă un pic de lumină în întunericul în care se zbat oamenii. Credeți? Credeți că degeaba zice Biblia? Ca niciun cuvânt nepotrivit să nu ne iasă din gură? Vreau să vă mai spun ceva. Știți cât de mulți oameni au nevoie, nu de portofelul tău, nu de mașina ta, nu de relațiile tale, ci au nevoie de un cuvânt bun de la tine. E așa de simplu să spui un cuvânt bun uneori prin care să ridici. Un cuvânt spus cu compasiune. Un cuvânt spus cu dragoste. Iar pentru noi ca și creștini nici n-aș concepe să vorbim altfel între noi. Da, e foarte adevărat că putem avea păreri diferite. E normal să avem la anumite lucruri păreri diferite. Dar aș vrea să vă provoc Haideți că atunci când ne adresăm unul celuilalt, atunci când ne raportăm unul la celălalt, să o facem cu dragoste, să o facem cu respect, să o facem cu cuvinte frumoase. De ce? Pentru că e așa de bine să aduci un strop de lumină și de speranță într-o inimă deznădăjduită prin ceea ce uh, spui tu. Vezi că un frate este abătut. Ridică-l cu o vorbă bună. Du-te la el și spune-i mă rog pentru tine. Nu știu prin ce treci. Nu începe o discuție să vezi de ce e acolo, ci al de unde este și spune o vorbă bună și spune mă rog pentru tine, postesc împreună cu tine. Vezi un frate abătut, o soră abătută, cineva abătut, ridică-l cu un cuvânt bun. Vezi un frate căzut în păcat. Nu rosti condamnare, pentru că noi de multe ori, în loc să confruntăm realitatea vieții unui om, nu facem altceva decât să condamnăm. Dumnezeu așteaptă ca viața noastră să se termine și apoi va rosti verdictul. Haideți să nu facem noi uh, condamnarea cuiva pe baza ceea ce vedem. Da, nu suntem de acord cu păcatul, nu sprijinim păcatul, nu găsim scuze pentru el, dar când vezi că cineva este în căzut într-o situație, într-o stare contribuie prin ceea ce spui la ridicarea Lui. Nu te duce să-i spui, frate, pentru tine nu mai e speranță. Pentru tine nu mai este speranță, ai păcătuit. Știți cât de mulți oameni, am întâlnit oameni în biserici care au venit și m-au întrebat, frate, pentru mine mai este iertare. Mă poate ierta Dumnezeu? Pentru că evident cineva i-a spus cu altă ocazie că pentru el nu mai există iertare. Eu cred că ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate. Cât timp există dorința de pocăință în inima noastră în mod onest și Dumnezeu ne-a mai dat suflaie de viață, cred că putem să venim cu căință înaintea lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să decidă. Să nu fim noi cei care rostim condamnarea. Să fiu eu factorul și omul care ridică cu rugăciunea mea, cu sfatul meu. Decizia este a lui Dumnezeu. Puterea de restaurare vine de la Dumnezeu. Datoria mea este să ridic. Cuvintele tale, întreb, mă întreb, pe mine mă, vă întreb pe voi, aduc speranță sau produc suferință? Mă rog din toată inima, ca niciodată, în ceea ce spunem noi, să nu producem suferință, cuvintele noastre să ridice, niciodată să rănească. De ce? Pentru că cuvintele tale pot aduce în, tu, în întunericul vieții multora, pot aduce picătura de lumină și mai e ceva. Cuvintele tale... La fel de adevărat este că pot aprinde un foc, care nu se mai poate stinge. Așa zice Biblia. Versetul 5. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Ascultați, iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Vă pun o întrebare. Gândiți-vă la o pădure frumoasă pe care ați văzut-o. Păi ați fost undeva la munte, ați văzut o pădure de conifere, ați admirat-o, ați inspirat adânc în piept aerul curat de munte, împrospătat, oxigenat, așa de la pădure. Dar știți voi, cu un singur chibrit, o singură scânteie, aruncat în neglijent, poate să nimicească toată pădurea aia. Degeaba îți pare rău că ai lăsat un chibrit aruncat neglijent, când te uiți și totul este o văpaie. Uneori când vorbim, Cuvintele noastre pot aprinde un foc, așa zice Iacov, care nu se mai poate stinge. Poate ați fost și voi martori la discuții care au degenerat, și o spun cu durere. Uneori am văzut acest lucru și între frați. Cuvinte grele aruncate, care au stricat relații, au stricat prietenii, prietenii de o viață. Le-au stricat cuvinte spuse într-un moment de frustrare, au prins, cum zice Iacov, o pădure aruncată neglijent. Ascultați ce spune Proverbe 18, versetul 20 și 21. Vă rog să ascultați, nu voi comenta deloc aceste versete, doar vreau să vi le citesc. Din rodul gurii își satură omul trupul. Din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Iov, capitolul 19, cu versetul 2. Țineți minte de suferința lui Iov și de prietenii lui care au venit să-l mângâie. Zice Biblia că șapte zile au venit cei, prieteni lui, cei trei prieteni ai lui și s-au uitat la el. Și n au putut să rostească niciun cuvânt. Și zic eu, fără să completez Biblia, poate că era bine, doar să-l fi mângâiat pe Iov și să plece acasă. Că Iov zice aceste cuvinte. Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre. Gândiți-vă că și-a trei prieteni al lui ori veni să-l mângâie, că așa zice Biblia. Ori aflat de suferința lui și-o veni să-l mângâie. Din păcate, cuvintele pe care le-au rostit ei, au întristat sufletul lui Iov și Iov zice, m a zdrobit cu cuvântările voastre. De ce? Pentru că cuvintele tale pot aprinde un foc pe care nu mai poate stinge nimeni. Degeaba regres după aia. Degeaba sun la pompieri. A fost un singur chibrit. David zice, dar un singur chibrit. Cât trebuie? ca să aprinzi o pădure. nu trebuie să torni 100 de litri de combustibil și să-i dai foc, ajunge un chibrit lăsat neglijent. Degeaba te căiești, mai bine înainte de a spune, gândește-te. Și mai ceva, cuvintele pe care le-ai spus, și apoi vei ajunge la ultimul lucru, în seara aceasta, ultimul principiu, cuvintele pe care le-ai spus nu mai pot fi retractate. De aceea, aș vrea să înțelegeți, versetul 6, Ia limba, este un foc care întinează. Vii acasă de la lucru, obosit. Se zice, se zice că a venit acasă un soț de la lucru. plămând, obosit, frustrat. S-a răstit la soția lui, care a fost toată ziua acasă și a trudit în casă. Soția supărată. S-a răstit la băiatul mai mare, pentru că nu făcuse nu știu ce în casă. Băiatul mare s-a răstit la surioara lui mai mică, pentru că nu avea la cine să se răstească, cea mică s-a supărat și a tras de urechi câinele familiei, câinele familiei s-a dus și a mușcat pisica, pisica a venit și a zgâriat fetița și fetița supărată a luat păpușa ei și a rupt capul. Și zicea comentatorul, nu era mai simplu să vină tata și să rupă capul păpușii din start, fără ca tot procesul ăsta să aibă loc, știți de ce? Pentru că odată, ce porni ceva, nu mai poate fi retractat, nu mai poate fi oprit. Și versetele 7 și 8, doar vi le citesc. Toate sorile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzește și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Și aș vrea să închei repetând rapid de tot aceste principii. Am spus că cuvintele pe care le rostim cu autoritate trebuie să fie încărcate întotdeauna cu asumarea responsabilității pentru ceea ce spunem, da? Doi, am spus că cuvintele noastre vor arăta dacă ne stăpânim limba sau dacă ea ne stăpânește pe noi. Am spus apoi în al treilea rând că cuvintele noastre pot aduce speranță sau pot produce suferință. Și citesc versetele 9 până la 12. Spicuir doar. Ca să înțelegem principiul care este foarte clar. Cu ea, adică cu limba, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Zice Iacob, nu trebuie să fie așa. Frații mei, zice, oare din aceeași vâna izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Un ultim principiu la care vreau să mă opresc, și vreau să reținem pentru că el face parte din modelarea caracterului nostru, și anume că cuvintele noastre sunt revelația caracterului nostru. Știți că de multe ori aud oameni care spun: "Frate, eu am inimă bună, doar gură Nu există Zice Iacov, din aceeași vână sau din aceeași, aceeași sursă să și apă dulce și apă sărată Ați spus vreodată un smochin, întreabă Iacov Și ați recoltat din el banane? E, e o extrapolare a ceea ce spune el din, din același loc de unde curge apa sărată Poate să curgă apa dulce? Cu aceeași gură cu care lauzi pe Dumnezeu duminica? Cu aceeași gură ești frustrat? Și vorbești denigrator la adresa altora, luni, marți, în celelalte zile? Cuvintele noastre sunt revelația caracterului nostru. Nu se poate, nu te amăgi. Pentru că zice Biblia că din prinosul inimii vorbește cura. Inevitabil ceea ce ai în inimă, într-o zi, va ieși pe buze. Dacă ai lucruri bune, zice Iacov în inimă, buzele tale vor rosti lucruri bune. Pentru că cuvintele tale sunt revelația, descoperirea adevărului și a caracterului tău care este ascuns. Caracterul nostru nu se poate vedea din prima, dar de multe ori cuvintele noastre îl dau de gol. Și ar fi multe de spus, dar doar repede vreau să vă spun câteva lucruri aici. Pa, Iacov spune, fiți consecvenți. El zice, nu se poate cu aceeași gură cu care binecuntezi pe Dumnezeu să vorbești de rău pe oameni. Realitatea inconsecvenței. Dragii mei, ca și copiii Domnului, haideți să fim consecvenți. Să-L laudăm pe Dumnezeu, iar când poate avem o discuție în care vorbim cu oamenii despre alte lucruri, să fim așa cum știm că Domnul s-ar aștepta să fim. Gândește-te mai la un lucru. Domnul e acolo lângă tine și știe ce vorbești, îl onorezi tu pe Dumnezeu, îl onorezi eu pe Dumnezeu cu cuvintele mele în fața colegilor mei, în fața oamenilor pocăiți, oamenilor nepocăiți, da? Haideți să fim consecvenți, da? Și mai ceva, zău lucru pe care vreau neapărat să vi le spun, ca și credincioși, ar trebui să ne ferim de abuzul verbal. Trăim într-o generație în care... Uh, Oamenii abuzează verbal foarte mult de alții. E așa de dureros. Aud uneori în familii părinți care le spun copilor: Ești bun de nimic. Ce crezi că o să se întâmple cu fiul tău și cu fica ta? Dacă în mod constant îl hrănești cu această informație, ești bun de nimic. Vă spun tragedia. Într-o zi, copilul tău se va considera bun de nimic. Tu, ca și soți. Nu-i spune soției tale niciodată: Uite-te cum îi ia, adică o altă femeie. Așa ar trebui să fii și tu. E soția ta așa cum este ea, cu lucruri pozitive și poate cu minusuri, ca și tine. Tu, ca și soție, nu-i spune niciodată soțului tău: Uite-te la bărbatul ăla, uite-te ce carieră are, ce mașină are, tu ce ai rezolvat. Să înseamnă abuz verbal. Dacă îi spui unui om constant că nu-i bun de nimic, cum te aștepți într-o zi să facă ceva? Te duci și le spui copiilor tăi, le spui celor din jurul tău, Doamne, păzește-ne, zic din toată inima, Doamne, păzește-ne să abuzăm verbal, să manipulăm verbal pe cei din jurul nostru. Sunt unii care stăpânesc foarte bine harta asta manipulării verbale. Haideți să nu recurgem niciodată la a profita de cineva Folosim cuvintele noastre. Și nu uitați că gura va vorbi întotdeauna din ce este în inimă. Cum ne modelează Dumnezeu caracterul? Atunci când vine vorba de controlul limbii, ne învață câteva lucruri simple și aș vrea să le reținem. Lucruri simple, practice. Atunci când spui ceva cu autoritate, ai curajul să-ți asumi responsabilitatea cuvintelor tale. Atunci când vorbești, nu uita niciodată îți stăpânești tu limba sau a pus ea stăpânire pe tine. Apoi nu uita că Dumnezeu te cheamă să aduci speranță, uh, nu disperare. Și nu uita că într-o zi caracterul tău adevărat va ieși la suprafață prin ceea ce spui. Mă rog din toată inima să învățăm. Și sunt încă multe lucruri frumoase. Chiar vă recomand să citiți capitolul 3, vă recomand să citiți cartea lui Iacov, este extraordinară, are niște învățături atât de frumoase, atât de, de binevenite pentru fiecare dintre noi și să punem la inimă aceste cuvinte și să spunem, Doamne, ori de câte ori vorbesc, gura mea să te laude pe tine, să te onoreze pe tine, să ridice oameni, ca într-o zi când vom sta înaintea lui, să nu fim rușinați de ceea ce am spus, Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta, amin.